Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom începe o carieră cu Octavian Popescu. Sper că o să vă placă și dacă mai vreți episod de acest gen, nu uitați să dați un mare, mare like și un subscribe. Stați un pic. Momentan suntem rezervă, ca așa e la început de carieră, știți, cred că dacă aveți PS, FIFA și așa. Sau Xbox, sau de ce nu calculator? Și a venit și debutul în România, chiar dacă el are meciuri în realitate, noi o să debutăm în FIFA. Să înceapă meciul. Și începe! Pas, pas, Solaru. Se duce Octavian Popescu, se întoarce. Îl trimite după țigări pe baite. Pasează, pas, cere pasul. Greșește pasa, recuperează. Octavian Popescu se duce șut și... apără Popa! Ce apărare! Dă capul Octavian Popescu, nu, pierde. Octavian Popescu încearcă un super șut de la distanță. Însă direct în blocaj. Popescu încearcă un dribling, nu prea iese. Duce Octavian Popescu, se duce, dă o pasă spre, nu știu cine e ăla. Nu, pierde mingea. Hai da! Bine, Târnovan. Renovat nu costă intervenție. Se duce Octavian Popescu în margine, se întoarce, pasează lui șut. Se duce Octavian Popescu, îl blochează, însă recuperare bună, șut! Apără Popa! Thank you.
Greșeală mare în apărare. Te dansul Octavian Popescu. Mereu dansul Octavian Popescu aduce noroc. Octavian Popescu își duce șuci, primul gol la FCSB direct în vinclu. Recuperare bună din partea lui Octavian Popescu, se duce Papadopoulos să-l oprește. Joc bun de pasă celor de la FCSB. Octavian Popescu dă dubla în acest meci. Nebunie mare! Ce intervenție la Popa! Ce gol Octavian Popescu! Mare gol, ce reușește și reușește și hat-trick-ul! Avem și s-a terminat primul meci, debutul în Superliga și Octavian Popescu, eu zic că este omul meciului, clar. Să băgăm și la niște antrenamente, că așa ai. Vreau să vă zic ceva, am și eu un turneu vinerea asta și dacă vreți să mă susțineți, dați un mare, mare like la acest videoclip. Nu mai sunt trame.
Putem spune un derby din România că este meciul ăsta. Ce intervenție din partea lui Scufet sau cine era în poartă? Văd că a luat un jucător nou. Un șut în blocaj direct din partea lui Octavian Popescu. Nu da gol, ce fere. Nu. Hai, da, hai. Bine. Ce intervenție din partea lui Burkić. Șut peste poartă din partea lui Octavian Popescu. Cu un gol din partea lui Octavian Popescu în minutul 82 și ar putea ca Octavian Popescu să ne aducă golul victoriei. Bine, Târnovan. Peste poartă se duce șutul lui Octavian Popescu. Și ce frumos a trecut acolo.
Și Octavian Popescu aduce golul victoriei. Ah, am uitat să-l bag la antrenamente. Îl băgăm acum pe antrenament, la antrenamente și pe Octavian Popescu. Pe Tavi, adică. Și Octavian Popescu aproape ajunge la 74 avere. Ce intervenții din partea lui Vâlceanu.
este. Ce intervenție din nou din partea lui Vulceanu? Gol din partea lui Octavian Popescu direct în vinclu. Bine, Teonovan. Nu. Bine, Octavian Popescu. Hai, bă, ce faci? Thank you.
Dă dublă Octavian Popescu meciul ăsta. Cred că e goalgetter. Direct în blocaj. Ce frumos a trecut. Șut pe lângă poartă direct din pui. Șut pe lângă poartă direct din partea lui Octavian Popescu. Cum a intervenit fundașul? Am luat și roșu. Și meciul se termină 2-0. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Și dacă mai vreți episoade de acest gen, nu uitați să dați un mare, mare like la acest videoclip. Și nu uitați să dați și un subscribe. Pa, pa!